Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se speculează acum cu privire la ceea ce ar putea anunța Putin azi. Va ordona mobilizarea generală? Va amenința din nou cu atacuri nucleare? Până la deznodământul din Piața Roșie, să vorbim cu expertul în securitate națională, Claudiu Deceratu. Bună dimineața, domnule Deceratu. Bună dimineața. Sigur, nu știm ce va face azi Putin, așteptăm și noi, dar să ne lămurim. Ce ar obține rușii printr-o mobilizare generală? Cu ce costuri? E posibil, e plauzibil o astfel de decizie? Este plauzibilă pentru că în timp de război vedeți probabilitatea unor scenarii de a continua să escaladeze acest conflict este destul de mare. Deci n-ar trebui să ne surprindă o mobilizare anunțată public, la fel nu ar trebui să ne surprindă nici dacă mobilizarea ar fi de fapt cosmetizată într-un fel de întărire a efortului care deja se depune prin această, între ghilimele, operațiune specială de securitate. Uh-huh. Deci, ar trebui să ne așteptăm, de fapt, la cam toate scenariile posibile, inclusiv cele care sunt foarte proaste pentru societatea rusească, aceea de a mobiliza, de a aduce sub arme rezerviști și de a forța chiar proaspeții recruți să fie trimiși pe front. În același timp, probabil că există și celălalt interes al Kremlinului de a prezenta, de fapt, niște pseudo-victorii care, vedeți, că au fost pregătite deja prin vizita vicepremierului de ieri în zona Mariupol. Deci, cumva, se încearcă măcar prezentarea unui centru urban reprezentativ care să fie cucerit și simbolul se pare că rămâne cucerirea Mariupolului. Bun, ca să înțeleagă ascultătorii, potrivit legilor în vigoare în Federația Rusă, nu pot fi trimiși în acțiuni ofensive peste hotare decât militari sub contract. Nu pot fi trimiși recruți. Adică, dacă se declară război și se ordonă o mobilizare, atunci ar putea fi trimiși într-adevăr recruți. Întrebarea mea, domnule Deceratu, este... V-ați referit la operațiunea militară specială. Așa a fost prezentată de Putin, așa este oficial denumit acest război în Rusia. Dar cum ar împacheta totuși rușii trecerea la război? N-ar fi o înfrângere, cel puțin propagandistică? Uite că noi, de fapt, aveam operațiune militară specială, trebuia să fie doar cu armata profesionistă, nu putem să facem asta, trebuie să ducă tot poporul la război. Da, sunt două aspecte, cele legate de a prezenta posibila prezentare a fenomenului de acesta al prezenței nazismului mai mult decât se aștepta Moscova și că rezistența de fapt ucrainiană e din cauza unui nazism care este puternic răspândit în societate. Vedeți că deja pe canalele de televiziune rusești se intensifică această justificare, inclusiv prin justificarea deportărilor masive care ar trebui să aibă loc într-un ritm mai intensificat. Și al doilea posibil element de retorică este cel legat de faptul că NATO și mai ales americanii se implică din ce în ce mai mult. Și în ultimele zile am avut și în acest sens o pregătire psihologică a populației rusești în care se prezintă de fapt că în Ucraina forțele ruse se confruntă cu forțele NATO, cu forțele americane, distrugând depozitele de armamente trimise de vest. Deci, cumva, acestea ar fi cele două elemente. Factorul nazism și factorul implicării străine. Și atunci, în acest context, sigur, ar mai fi rămas posibilă să mai apară și un fel de provocare majoră împotriva la adresa Rusiei de tip, eu știu, bombardament, acțiune ofensivă peste graniță în teritoriul rusesc și probabil că ar fi, să zicem, meniul complet pentru a împacheta această propagandistică, această posibilă mobilizare. Din păcate, pentru sau mă rog, din
din păcate, într-adevăr, pentru armata rusă, probabil că va veni la pachet și cu o restructurare a comenzii, a structurii de comenzi, pentru că apar din ce în ce mai multe, să zicem, informații că Putin ar vrea să mai epureze din generalii care nu s-au remarcat prin succese deosebite pe teren și inclusiv Gerasimov se pare că are poziția din ce în ce mai slăbită. Claudiu Degerea, tu vedeți vreo posibilitate de încheiere a acestui război în perioada următoare? În perioada următoare, însemnând de ordinul săptămânilor și lunilor, nu. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea expertului în Securitate Națională, Claudiu Degerea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.